Bun găsit la specialiștii în sănătate. Ce vedem astăzi? Cunoașterea metodelor de acordare a primului ajutor poate face diferența dintre viață și moarte. O nouă rubrică La dentist cu Dr. Leahu. Calitățile curative ale stânjenelului și o mască naturală pentru ten. La rubrica de remedii naturiste. Salvarea unei vieți este un miracol înfăptuit de om atunci când intervine în sprijinul celui în pericol. Din păcate, datele statistice arată că în țara noastră 90% dintre oameni nu știu să acorde primul ajutor. Pentru a acoperi această lacună, un grup de tineri inimoși de la Facultatea de Medicină a Universității Titu Maiorescu din București a pus la cale un program de pregătire privind acordarea de prim ajutor. Este vorba despre tinerii din Asociația Universitară pentru Medicină și Asistență Medicală, care au elaborat și implementat programul Poți fi un erou, menit să învețe cât mai multe persoane tehnici esențiale de prim ajutor și suport vital de bază. Explică studentul Alexandru Străinu, medicul rezident în medicină de urgență Dumitru Panfiloiu și decanul Facultății de Medicină de la Universitatea Titu Maiorescu, conferențiar universitar dr. Cosmin Moldovan. Cu palmele deasupra toracelui victimei, cât mai perpendicular, începem resuscitarea. Și 1, și 2, și 3, și 4, și 5. Unul dintre motivele pentru care stăm mai prost la capitolul prim ajutor este pentru că nu se pune accent în școală pe acest lucru, se învață prea puțin sau superficial. Totul a început în primul an de facultate. Eu sunt implicat în activități de voluntariat de peste 14 ani de zile. Prima mea facultate, eu la bază sunt filolog. Oarecum viața m-a dus către asistența medicală. Sunt anul 4, termin acum facultatea de medicină. Și mi-am dorit foarte mult să facem un bine și pe partea aceasta. Și cu un grup de colegi am decis să înființăm o organizație non-profit aici la Universitatea Titu Maiorescu, care anul acesta face 3 ani de zile, sărbătorim 3 ani de zile. Și în acești 3 ani am organizat foarte multe proiecte, unul dintre cele mai importante fiind proiectul nostru de prim ajutor, care, iată, are un nume atât de frumos, You Can Be a Hero, oricine poate să fie un erou. În primul rând, când suntem în fața unei victime care are nevoie de ajutor, trebuie să ne asigurăm că aceasta este conștientă sau inconștientă. Este o foarte mare diferență între aceste două aspecte. Dacă victima e conștientă, o întrebăm dacă are nevoie de ajutor. Dacă nu, o lăsăm în locul unde am găsit-o. Dar dacă e inconștientă, mergem mai departe spre pasul următor să ne asigurăm dacă respiră sau nu. E foarte importantă respirația când se verifică, pentru că capul victimei se va da în hiperextensie, așa se numește manevra, și vom asculta respirația undeva la 10 secunde, nici mai mult, nici mai puțin. Proiectul constă simplu în educația și educarea unui număr cât mai mare de populație în acordarea primului ajutor. Deoarece, din păcate, suntem o țară codașă la acordarea primului ajutor cu manevre corecte, ne-am gândit că cel mai eficient e să instruim cât mai multe persoane în mod gratuit, explicând manevrele cap-coadă și în care suntem foarte implicați și dedicați. Spre surprinderea noastră, lumea este foarte interesată. Am fost surprinși inclusiv copii de vârste mai mici să fie interesați de această practică, lucru care ne-a bucurat foarte mult. Și ce e foarte important e că stăm foarte mult cu fiecare persoană în parte să învețe manevrele cât mai bine și chiar dacă, spre exemplu, un curs durează ore întregi, lumea e foarte, foarte dedicată. Colaborăm cu colegii noștri de la AUMAM și de la Asociația Studenților Maiorescieni de foarte mult timp. Este o colaborare deosebit de fructoasă și foarte productivă. Am dezvoltat în timp o relație extraordinară cu ei. Ne-a ajutat să dotăm acest laborator anatomic pe care îl vedeți în cadrul Facultății de Medicină a Universității Titu Maiorescu cu dotări impresionante și de foarte mare ajutor, în special pe partea de simulare și de pregătire a studenților și uneori chiar a rezidenților în diverse workshop-uri, pe partea de simulare în vederea dezvoltării cunoștințelor de resuscitare, de acordarea primului ajutor,
Toate acestea în contextul în care noi la Universitatea Titu Marescu și în special la Facultatea de Medicină punem foarte mare accent pe pregătirea practică a studenților noștri și pregătirea lor pentru viața de zi cu zi în spitale și în societatea în care trăim. Colaborarea noastră este deosebit de interesantă, foarte multe planuri de viitor sunt deja trasate și cu ocazia colegului meu aici, Alex Trăinu, sunt convins că putem pune bazele unui al doilea laborator anatomica și unei baze mai largi de manechine, de simulatoare, care să confere studenților noștri o posibilitate și mai largă de a se pregăti înainte de a lua contact prima oară cu pacientul. De ce vă spun asta? Pentru că disciplina pe care o avem în planul nostru de învățământ, măsuri de prim ajutor, se predă încă din anii preclinici. Este susținută de profesorul mănăstireanu Dan și colegul meu, conferențiarul Adam Răzvan, de la disciplina de măsuri de prim ajutor. Punem accent pe pregătirea studenților în această disciplină încă din anii clinici, înainte de a intra în contact cu pacientul. Starea de conștiență a victimei se verifică simplu venind din fața acesteia. Se întreabă, sunteți bine? Mă auziți? Se aplică stimul verbal, stimul dureros uneori în care pensăm anumite părți anatomice ale victimei, lobii urechilor. Și încercăm să purtăm un dialog. În principiu trebuie urmărit protocolul standard. Vorbim aici de recomandările Consiliului European pentru Resuscitare. Aceste manevre sunt adaptate de la an la an și partea cea mai bună este că pot să fie efectuate de oricine, doar cu ajutorul mâinilor. Vorbim aici de protocolul standard, vorbim de cele 30 de compresii toracice care se efectuează în jumătatea inferioară a sternului, urmate de cele două respirații, cum le denumim noi, salvatoare. Bineînțeles, trebuie urmărită toată procedura, vorbim aici de lanțul supraviețuirii. În primul rând, trebuie să recunoaștem o victimă care este inconștientă și care nu respiră, să acționăm la timp și să sunăm la serviciul de ambulanță, să începem manevrele de resuscitare la timp, pe care le-am enumerat mai devreme, și nu în ultimul rând, să oferim suportul vital avansat, vorbim aici de intubarea orotraheală sau de administrare de medicamente și așa mai departe. S-a constatat de către RC, Consiliul European al Resuscitării, că în momentul în care salvatorul încearcă să ia pulsul unei victime, din cauza adrenalinei, stres și așa mai departe, poate să confunde propriul puls cu pulsul victimei. Și atunci s-a decis eliminarea. De asemenea, bineînțeles că scurtează oarecum și timpul de intervenție. Este foarte important să știm că cu cât intervenim mai repede, cu atât salvăm victima mai repede. În momentul în care ne referim la manevrele de resuscitare, trebuie să ținem minte că cu fiecare minut care trece, șansele unei victime scad cu 10%. Dacă vorbim deja de 4 minute în care nu s-a intervenit, vorbim de o victimă care deja are leziuni neurologice ireversibile. Dacă victima noastră este inconștientă și nici nu respiră, automat sunăm la serviciul de ambulanță, la 112 și ne apucăm de manevre de resuscitare. Ar fi de mare ajutor să mai fim cu încă un ajutor lângă noi care poate să sune la 112 și eventual să aducă un defibrilator dacă este disponibil undeva. Și dezbrăcăm victima și ne apucăm de manevra de resuscitare propriu-zisă. Cu palmele deasupra toracelui victimei, cât mai perpendicular, începem resuscitarea. Și 1, și 2, și 3. 30 de compresii, iar apoi ventilațiile salvatoare. Și reluăm manevra. Nu putem fi superficiali în acordarea primului ajutor, pentru că orice problemă, chiar cât de mică ni s-ar părea, se poate transforma într-o problemă destul de mare care poate să coste viața pacientului sau a victimei. Informații utile și recomandări privind demineralizarea dinților copiilor într-o nouă rubrică La Dentist cu Dr. Leahu.
Bun găsit! Apariția unor mici pete albe pe dinții copilului este un semnal de alarmă. Aceste mici pete reprezintă unul dintre semnele demineralizării smațului dentar și copilul trebuie prezentat de urgență la medicul pedodont. Sunt mai multe cauze și simptome ale demineralizării dinților copilului, dar diagnosticarea la timp și tratamentul previn complicații ulterioare, precum caria. Demineralizarea, după cum și numele spune, reprezintă pierderea mineralelor din smalțul dentar. Formarea dinților începe încă din perioada intrauterină, dinții de lapte și molarii de 6 ani. În momentul în care erup pe arcadă, dințișorii au un smalț care este slab mineralizat, ceea ce contribuie la mineralizarea lui, deci mineralizarea dinților erupt, se face în timp. Durează cam 2-3 ani după erupția dințișorilor pe arcadă. Și la această mineralizare contribuie o igienă orală bună, deci pastele de dinți și saliva. Saliva este un bun remineralizator al smalțului dentar. Este bine de știut că pe parcursul zilei are loc un proces continuu de demineralizare și remineralizare a dinților. În timpul meselor, dinții se demineralizează, proces considerat normal. Saliva, în perioada dintre mese, are rolul de a veni și a remineraliza dinții. Plus, dacă ne mai spălăm și pe dinți cu o pastă de dinți cu un conținut de flor specific vârstei copilului și adultului, se produce procesul de remineralizare. Dacă însă consumăm alimente foarte frecvent, din oră în oră, eu știu, ne mai aducem aminte că avem ceva bun în frigider sau în dulăpior, mai scoatem iară și începem și mâncăm. Procesul continuă, deci dințișorul nu are timp să se remineralizeze și demineralizarea continuă, ceea ce favorizează apariția acelor pete albe inițial, după care devin pete alb-cretoase. În timp, ele se colorează datorită plăcii bacteriene și atacului acid și apar cariile. Alte cauze care provoacă apariția petelor sunt tot niște demineralizări provocate de refluxul gastroesofagian. Trebuie să avem în vedere și acest lucru. Aceste demineralizări, în special cele inițiale, pot fi reversibile. Se pot trata în cabinetul stomatologic prin aplicarea unor geluri cu flor și recomandarea unor paste de dinți cu flor, de tot de către medicul stomatolog pedodont, în funcție de vârsta copilului și de gravitatea situației. Dacă demineralizarea avansează și copilul nu este prezentat la medicul pedodont, apar cariile și se poate ajunge în situația în care dinții sunt distruși. Avem multe cazuri de acest gen. Un factor defavorizant este și alăptatul pe timpul nopții, pentru că laptele stagnează, în special pe dinții, pe incisivii superiori. Și ei vin deja cu dințișorii superiori, cu demineralizări avansate, chiar spre carie, cu afecțiuni pulpare, cu dureri, cu inflamații, ceea ce este un lucru neplăcut. Mamele, încă de la naștere, trebuie să știe că bebelușul, chiar și el, trebuie igienizat. Să nu spunem după fiecare alăptare că știm că bebelușul mănâncă non-stop în primele luni, dar măcar de 2-3 ori pe zi există niște șervețele umede cu care se poate face igiena orală. Adică ștergem inclusiv limbuța, obrajii pe interior, buzele, gingiile, astfel încât igiena să fie foarte bună, pentru că și acea gingie ea absoarbe zahărul și tot ce este acid, trece și ajunge la mugurii dinților. Dințișorii pot erupe cu defecte sau chiar cu demineralizări. Ce trebuie subliniat aici este să evităm pe cât posibil alimentația frecventă, deci să scădem frecvența cu care consumăm alimentele, să avem o perioadă mai mare între masa principală și gustare, să treacă cel puțin 2 ore, pentru ca în această perioadă saliva să vină în ajutorul dinților și să-i remineralizeze, să-și recapete ce au pierdut. Un alt rol important este pasta de dinți, oare pasta de dinți cu flor. Pasta de dinți cu flor, deci copilul trebuie periat încă de la apariția primilor dințișori
și nu cu degetare. Cu degetare periem gingiile mai mult, dar este bine să se folosească o periuță și cu o pastă de dinți care să conțină o cantitate de flori adecvată problemei copilului. Copiii care nu au probleme pot folosi până la un an și jumătate o pastă de dinți fără flori, dar la copiii care au apărut aceste procese de demineralizare trebuie folosită o pastă de dinți cu flori pentru a veni în ajutorul lor. Totul a început cu o mare ambiție și cu o promisiune pe măsură de a trata fiecare pacient ca cel mai important pacient al nostru. Iar pentru că suntem cea mai extinsă rețea din România, reușim să fim mai aproape de tine. Clinicile Dr. Leahu, soluții stomatologice de la primul dinte pe tot parcursul vieții. Calitățile curative ale stânjenelului și o mască naturală pentru ten. La rubrica de remedii naturiste cu Manuela Grecu, imediat după publicitate. Rămâneți cu noi! Frumosul iris sau stânjenelul, cum mai este cunoscut, apreciat pentru frumusețea florilor și parfumul delicat, are calități curative deosebite într-o gamă largă de afecțiuni. O mască naturală din avocado, miere, ulei de măsline și fulgi de ovăz este numai bună de aplicat acum. Calitățile curative ale stânjenelului și secretele măștii pentru ten la rubrica de remedii naturiste cu Manuela Grecu. Bine v-am regăsit la rubrica de remedii naturiste. Vă propun să vorbim astăzi despre calitățile curative ale unei plante cunoscute și apreciate îndeopște pentru frumusețea și parfumul fin al florilor, stânjenelul sau irisul. În rădăcina plantei sunt concentrate substanțe cu efecte curative notabile, cunoscute din vremuri străvechi. În scop terapeutic, de la stânjenel se folosește rădăcina uscată. Asta din cauză că în stare crudă sau sub formă de suc poate provoca dureri de stomac, diaree și chiar vărsături. Se prepară sub formă de ceai, decoct, vin, tinctură, pudră sau poate fi administrată intern. În uz extern, rădăcina se adaugă în compoziția cremelor, loțiunilor și serurilor. Potrivit studiilor științifice, în rădăcina de stânjenel sunt concentrate 9 substanțe care ajută la combaterea bolilor articulare. Are însă și proprietăți expectorante cu acțiune în bolile aparatului respirator, de la infecții pulmonare la bronșite și iritații ale gâtului. Constipația, balonarea și gazele intestinale în exces pot fi lecuite de asemenea cu această plantă. Pudra din rădăcină este bună și pentru ameliorarea durerilor în cazul bebelușilor cărora le cresc dinții. Este bine însă ca remediul să se aplice la recomandarea medicului pediatru. Planta acționează și ca diuretic natural, cu efecte notabile în detoxifierea organismului. Bolile inflamatorii ale ficatului și splinei pot fi tratate de asemenea cu rădăcină de stânjenel, dar contribuie și la o bună funcționare a rinichilor și a glandelor endocrine, ajută digestia și stimulează pofta de mâncare. Rădăcina de stânjenel îmbunătățește sănătatea pielii. Pudra din rădăcină se adaugă în creme dermatologice și în loțiuni purificatoare și tonice, deoarece curăță în profunzime, hidratează și crește elasticitatea epidermei. Notabil este însă faptul că stânjenelul este un remediu eficient în diverse afecțiuni ale pielii, inclusiv în arsuri. Atenție! Este bine să cereți sfatul medicului înainte de a vă trata cu preparate pe bază de rădăcină de stânjenel și, în general, atunci când optați pentru remedii naturale. Atât despre stânjenel. Este momentul să ne ocupăm de frumusețea tenului și vă propun astăzi o mască naturală, bună de aplicat în această perioadă. Ca să o preparați, aveți nevoie de 2 linguri de miere, un fruct de avocado, 2 linguri de fulgi de ovăz și câteva picături de ulei de măsline.
Pasați bine pulpa de avocado și amestecați toate ingredientele până obțineți o pastă consistentă pe care o aplicați pe față, gât și decolteu. Lăsați să acționeze circa 20 de minute, apoi clătiți cu apă călduță. Pielea rămâne fină, catifelată, proaspătă și strălucitoare și suportă cu bine frigul iernii. Ne apropiem de final și este momentul să aflați câteva lucruri inedite. Știați că papagalul gri african este cel mai bun la reproducerea cuvintelor și în general a sunetelor emise de om? Inteligentul papagal poate chiar să identifice obiecte și să răspundă scurt la întrebări. Știați că femeile sunt capabile să identifice un număr mai mare de mirosuri diferite comparativ cu bărbații? Știați că, potrivit datelor statistice, oboseala provocată de somnul insuficient sau de proastă calitate ar fi la originea a 1 din 6 accidente rutiere mortale? Atât pentru astăzi, până la o nouă întâlnire, vă doresc sănătate, că e mai bună decât toate! Ediția de astăzi a emisiunii Specialiștii în Sănătate a ajuns la final. O mai puteți vedea pe site-ul naționaltv.ro și pe YouTube. Ne reîntâlnim sâmbăta viitoare la aceeași oră. Până atunci, Crăciun fericit!